Sunteți pe lista scurtă a potrivit unor surse pentru funcția de prim-ministru. V-a informat domnul Liviu Dragnea cu privire la acest lucru. Ce spuneți despre această lucru? Am aflat din presă. Și ce spuneți? A fost o discuție în sensul acesta. Tot ce pot să vă spun este ceea ce știe toată lumea. Guvernul a trecut printr-o evaluare. Eu am fost concentrată să răspund bine în ceea ce privește Ministerul de Interne și părerea mea este că noi n-am făcut treaba. Cred că și în coaliție s-a constatat lucrul acesta. Veți accepta funcția dacă veți fi propusă? De ce discutăm de speculații? Vă întreb. Nu mi-a fost propusă funcția.